sunt tarotela cu etalarea clasică pentru cei născuți în semnul vărsătorului. Dacă am întârziat, dragii mei, să știți că am și eu probleme. Voi nu știți ce se întâmplă în spatele acestui canal, că avem vieți personale și avem și noi probleme. Tai cărțile, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Vărsător, august 2019. Central, ce aveți? Spânzuratul. Unii dintre voi aveți de-a face cu un pește sau pur și simplu sunteți chemați să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Poate aveți senzația, vom vedea pe parcurs, aveți senzația că trebuie să vă sacrificați într-o privință. Pentru că spânzuratul reprezintă casa 12 a peștilor. Ce vă provoacă, ce vă blochează? Regina de spade. Niște chestiuni legale pentru unii dintre voi, pentru alții, niște discuții foarte dure, foarte directe cu cineva, semn de aer, nu e obligatoriu, poate să fie orice alt semn care să preia această energie. Este o regină care spune adevărul. Poate voi trebuie să spuneți adevărul într-o relație ori cu cineva în semnul peștilor, ori într-o situație în care voi ați fost chemați să vă sacrificați foarte mult și sunteți chemați să tăiați aceste legături care vă țin. Dacă sunteți voi aceeași persoană, da, care vă sacrificați, acum trebuie să manifestați această duritate, să zicem, sau dreptate și să vă tăiați singur sforile care vă leagă, da, și să nu vă mai sacrificați într-o anumită privință. Este posibil și așa ceva. Dacă nu e altcineva. În trecutul îndepărtat, o steaua. În trecutul îndepărtat, voi ați început să vă vindecați. Sau poate unii dintre voi ați întâlnit o persoană populară, sau poate unii dintre voi ați început să vă conectați la niște energii superioare pozitive și, într-adevăr, de cel puțin un an de zile vă gândiți la vindecarea voastră emoțională. De cel puțin un an de zile. Aici sunteți voi, varianta voastră bună. Poate, din acest motiv, ați tot făcut sacrificii pentru că ați avut resurse, dar vedem cum se mai desfășoară lucrurile. În trecutul apropiat, patru pe care l-am văzut de mai multe ori, patru de monede, ați fost chemați să țineți la ce? Ori la această vindecare, ori la statutul vostru de sau la vibrația voastră pozitivă pe care ați descoperit-o în ultima vreme sau pentru un alt grup de vărsători. În ultima vreme a trebuit să faceți economie, să puneți bănuții deoparte pentru o manevră, pentru o situație. Probabil că aveți în plan ceva. Poate unii dintre voi în ultima vreme ați avut de-a face cu o persoană zgârcită, dar nu e obligatoriu. Eu v-am dat deja câteva variante să vă alegeți. Energia care va, vai, ce frumos, care va guverna luna august, 4 de bâte. 4 de bâte reprezintă bucurii, bucurii în familie, poate mergeți la câte o petrecere, e august, lumea se căsătorește, lumea se, eu știu, poate aveți pe cineva care are un botez în familie, sau mergeți la niște aniversări, sau pur și simplu mergeți într-un loc frumos în care vă simțiți bine. Pentru foarte puțini dintre voi există posibilitatea pentru că aveți steaua în trecutul îndepărtat și aveți acest spânzurat ca și central energie, poate prin sacrificiile pe care le-ați făcut în ultima vreme și prin vibrația înaltă în care unii dintre voi ați intrat, nu contează ce aveți Soare, Lună, Venus, Ascendent, da? Începe să manifestați, e un cuvânt foarte delicat, să manifestați ori o căsătorie fericită, unii, ori sufletul vostru geamă. Dar e un subiect foarte delicat pe care poate cândva îl vom discuta, nu e chiar atât de ușor. În fine, în viitorul apropiat, aveți cavalerul de bâte. E posibil cineva să vină în viața voastră, un aventurier, fiți atenți, să vă invite la, eu știu, la dragoste, să vă scoată din această stare de sacrificiu, de, eu știu, de restricții financiare și cineva să vă invite la aventură. Mare grijă pentru că voi sunteți concentrați acum pe altceva, deci aveți nevoie totuși să lucrați la vindecarea voastră ca să vă atrageți acel suflet perfect care vă poate fi alături. Oh. Sfat. Oh, ce frumos, sunt îndrăgostiții. Unii dintre voi, da, unii dintre voi,
Poate că aveți un geamăn prin preajmă, că tot a apărut regina de spade mai devreme. Poate nu contează, poate e alt semn, poate și peștii sunt semn dublu, dar nu toată lumea se înțelege bine, bine cu peștii, nu toți cu geamănul, dar așa că vedeți voi cum se raportează la viața voastră. Ideea este că acesta este sfatul. Sfatul este să manifestați voi ceea ce vreți să atrageți, că a apărut aici, iarăși, Twin Flame. Dacă vreți să manifestați această căsnicie fericită, fiți atenți ceea ce alegeți în preajma voastră. Nu vă mulțumiți nici cu aventurile, nici cu zgârciții, nici cu așa zisa stabilitate. Aveți răbdare pentru că aveți o stea deasupra voastră, aveți de împlinit destinul vostru într-un fel sau altul. Se poate manifesta în multe feluri. Deci îndrăgostiți. Sfat ar fi să vă lăsați ghidați de Dumnezeu și iar e foarte delicat de discutat această poziție, pentru că uneori nu înțelegem când apare Dumnezeu și când ne lăsăm ghidați de impulsurile noastre. Aici avem și chimie, impulsuri fizice, impulsuri, eu știu, emoționale, intelectuale. Forță exterioară, vai ce frumos! Poate pentru unii dintre voi, îmi cer scuze, poate pentru unii dintre voi să fie un alt semn de aer, că ați avut și regina de spate, care vă ajută să ieșiți din dintr-o stagnare. Dacă nu este un alt semn de aer, este un alt semn, da, care vine cu niște vești sau cu niște informații corecte, directe, adevărate, da, și care vă vor inspira, în ceea ce vreți voi să manifestați, acest 4 de bâte, da, stabilitate la voi acasă, stabilitate în viața voastră, că asta înseamnă 4, aveți 2 de 4, dar nu 4 de monede, probleme financiare, da, nu șabloane. Voi vreți pasiune, voi vreți tot acâmul în familie, nu doar o parte, da? Și atunci, poate pentru unii dintre voi, nu pentru toată lumea, repet, de repede cât ori pot, să începeți o relație sau o prietenie sau ceva cu un semn de aer, posibil gemeni pentru unii dintre voi, dar repede cât ori pot, nu e obligatoriu. Asul de spade poate să fie și tăierea unor legături toxice. Această persoană să vă ajute să tăiați aceste legături toxice. De ce vă este frică? De regina de bâte. Regina de bâte, poate nu aveți încredere voi, în voi înșivă, poate e o altă persoană în semn de foc, care, într-un fel sau altul, în anumite cărți, mulțumesc, spirite, în anumite cărți despre tarot, regina de bâte reprezintă cealaltă femeie. Poate e cineva care are o soție sau o iubită în preajmă și vă este frică de cealaltă femeie. Este posibil și așa ceva. Dar regina de bâte înseamnă o persoană foarte șarmantă, încrezătoare. Poate că vă este frică că nu aveți suficientă încredere în voi. Ce vă doriți? Oh, ce frumos! Doi de ași, dragii mei! Păi mi se pare și normal. Forța exterioară, forța aerului a voastră, a dreptății, da? Și forța finală sau, în fine, ce vă doriți și sper să și manifestați asul de cupe. Vă doriți o nouă dragoste, aveți doi ași, un nou început cu cineva, dar un început care vă duce către acest, ce frumos, ce frumos, către acest patru de bâte. Că doar ați lucrat foarte mult la vibrația voastră, v-ați înțelepțit unii dintre voi, ați făcut și sacrificii, dar acum prea multe sacrificii vă îndepărtează de acest patru de bâte, de îndrăgostiții pe care vi-am arătat. Și atunci trebuie să tăiați sacrificiile, trebuie să o luați de la început într-o privință, pentru că vă doriți o nouă dragoste, vă doriți o nouă relație sinceră, adevărată. Finalul. Wow. Diavolul. Diavolul. Finalul este că o parte dintre voi încă vă veți mai lupta cu aceste sacrificii și de-aia aveți nevoie de regina de spade să tăiați, da? Să tăiați lanțurile. Am zis mai devreme să tăiați foara aceasta.
centru, alții poate să fie o persoană în semn de pământ care să vă, ah, da, că a fost și aventurierul acesta, este în viitorul apropiat, aveți un aventurier în preajmă care vă ispitește, vă tentează cu niște rezonanțe sexuale foarte intense, cu o pasiune, dar fiți atenți că această pasiune este trecătoare. Da, da, probabil asul de cupe și asul de spade se va manifesta mai încolo, mai încolo un pic. Ce aveți aici la capătul acestui set de cărți? 5 de monede, iar probleme financiare, despărțiri, iar cu 6 de spade, despărțiri, poate de un soț, poate de, ia uite, de doi regi. Plecați sau ați plecat sau veți pleca, dar către ce? Plecați către încheierea unui ciclu, lumea înseamnă încheierea unui ciclu. Că e rege de băte, că e rege de monede, semn de pământ sau semn de foc, nu asta contează foarte mult. Unii dintre voi vă îndepărtați, aveți o senzație oarecum de singurătate, de probleme financiare, dar le veți depăși. Că aceasta se manifestă deja, că face parte din trecut, voi știți. Ideea este că există această lume. Există această lume, încheiere de capitol și început de alt capitol. Ar mai fi și că începe să aveți încredere, că tu v-a fost frică de regina de bătăi, începe să aveți încredere și să manifestați un spor financiar, da? Și să vă duceți către cineva care vă ajută. 5 de monede poate să fie persoana care vă ajută în situații grele, da? Nu când vă este bine. Este posibil și așa ceva. Haideți să vedem un sfat de la îngeri. Am făcut de 3 ori etalarea pentru voi în aceste zile, când am avut timp, când mi-a fost bine și nu știu de ce nu a mers. Sper că acum să fie bine. Toate erau interesante, dar văd că se repetă anumite cărți și asta totuși îmi spune ceva. Un sfat pentru... Oh, 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 ce frumos, ce frumos, da, 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 da. Înapoi la ceea ce vă place, la ceea ce iubiți, v-ați îndepărtat de calea voastră. Există o legătură spirituală care plutește în aer, este în aer, 4 de bâte, îndrăgostiții pe care vi-am arătat, o simțiți de când ați început să vă vindecați, da? De când ați intrat pe vibrația voastră înaltă. Probabil stând acolo ca și spânzurat cu capul în jos prin aceste sacrificii, ați simțit că există o legătură spirituală foarte profundă cu cineva. O, oh, da, o, oh, da. Dar fiți atenți să nu vă lăsați păcăliți de acest jucător, de acest aventurier. Mare grijă. Pentru că aici aveți o mare dragoste. Vă așteaptă o mare dragoste. A venit asul de spade și asul de cupe. O, oh, vai, vai, unii, foarte puțini dintre voi. Asta trebuie să fie corectă, dar foarte puțini dintre voi intrați pe flăcările gemene, asta e clar. Uniunea inimilor, că v-a apărut și 4 de bâte, ați văzut și îndrăgostiții și doi ași. Dragii mei, sper într-adevăr, dacă nu, în august, măcar să faceți primii pași, să intrați în vibrație mai aproape de această flacără geamănă, da? De această dragoste adevărată, sărutul care vă trezește la spiritualitate, care vă ridică către o altă dimensiune. Este minunat pentru unii dintre voi. Este minunat. Poate ceva legat de 30. 30 august, poate, Doamne ajută. 30 august, se va întâmpla ceva. Și 28, 28, 30 august, vă întâlniți cu cineva. Poate pe 3 începeți să vă întoarceți către voi. Către ceea ce vă place, ceea ce vă definește, că sunteți persoane. Asta e și eu sunt uraniană ca și voi. Sunteți rebel, dar nu rebel, vreau să zic autentici. Trebuie să fiți autentici. Sacrificiile merită făcute tocmai ca să ne dezvoltăm, da? Dar și ele cu măsură, cu măsură. Sfatul, manifestați ceea ce vreți să atrageți. Mare grijă. Nu știu, mi-ar trebui un video îndelung despre așa ceva. Manifestați voi ceea ce vreți să atrageți. Dacă vreți un bărbat liber sau o femeie liberă, aveți grijă să nu alegeți bărbați sau femei cu obligații. Dacă vreți să fie independenți, fiți voi independenți. Dacă vreți să fie înțelepți și generoși, fiți voi înțelepți, da?
Ce frumos! Uniunea inimilor. O legătură care întrece orice explicație. Posibil acel diavol, dar pentru foarte puțin dintre voi, acel diavol să reprezinte această mare dragoste care vă oferă și sinceritate și dragoste adevărată, că tot a apărut true love, da? Of, Doamne, și e și ghidată la nivel divin și vă oferă și o, cum să zic, înțelegere sexuală foarte bine între voi și partenerul acesta. Vă doresc dragoste, creștere spirituală, numai bine, vă pup pe curând!